Bărbatul a obținut în urmă cu câțiva ani un credit bancar pe care nu a mai reușit să-l plătească din cauza pensiei prea mici. Deoarece reprezentanții băncii făceau presiuni să își achite datoria, omul nu a mai suportat și a decis să își ia viața. Din cauza datoriei. Din cauza datoriei. Din cauza datoriei. Omul a trăit 62 de ani. Bărbatul de 62 de ani a fost găsit spânzurat în locuință. Cu ocazia cercetării la fața locului, pe cadavru nu au fost constatate alte urme de violență în afara celor specifice spânzurării. Vecinii spun că Ion Radu a mai încercat și anul trecut să se omoare, însă atunci a fost găsit la timp, iar viața i-a fost salvată. Păi era spânzurat acolo. L-a dat jos, i-a tăiat sfoară și a început un băiat de-al dânsul să-l... Dar deja era mort. Da, soția l-a găsit în baie, am înțeles. Cadavrul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei.